Consiliul Județean este pregătit să preia Spitalul CFR. Președintele acestei instituții, Ioan Cindrea, spune că deocamdată au existat doar discuții pe marginea acestui subiect. El a vorbit și despre investițiile ce vor fi derulate în cadrul Spitalului Județean. Va fi reabilitat fiecare pavilion, de la condițiile de cazare până la numărul de paturi într-un salon. Fiecare pavilion va fi cel puțin un nivel de mansardă, care înseamnă un câștig de spații hoteliere și spații de tratament și destinație medicală. Mai un proiect la care lucrăm și îl spun pentru prima dată este înălțarea spitalului nou, clinic nou. El a fost proiectat pe 7 nivele, construit din toate informațiile care le-am strâns în această perioadă până la nivelul 5 pe o zonă și până la nivelul 4 pe altă zonă. Dar structura de rezistență se pare că asigură încă două nivele. Pentru anul acesta e prevăzut studiul de fezabilitate la fizio, e urgența și fizio, care deja sunt în lucru. Sibiul va fi promovat la Târgul de Turism de la Viena, ce are loc în perioada 10-13 ianuarie. Este unul dintre cele mai importante târguri internaționale în domeniul turismului. România va fi promovată ca țară parteneră pe toate materialele promoționale editate de organizatori și în toate campaniile de popularizare ale târgului. Junii vor participa la deschiderea oficială. Vor avea câte 4 reprezentații zilnice, iar cele 6 perechi de dansatori acompaniați de instrumentiștii ansamblului vor anima Seara Românească din 11 ianuarie. Vor fi împărțite 3.000 de broșuri care conțin informații despre Sibiu. Anul trecut, la târgul din Viena, au participat 800 de expozanți din 70 de țări, iar standurile au fost vizitate de 150.000 de persoane. Elevii sibieni vor beneficia pe lângă lapte și corn și de mere, cel mai probabil în luna martie. Programul Național de Încurajare a Consumului de Fructe în Școli nu a avut loc până acum, pentru că nimeni nu a fost interesat să se înscrie la licitație. Consiliul Județean va organiza o nouă licitație. Deschiderea ofertelor va avea loc în 18 februarie, iar dacă nu vor exista contestații, acest program se va derula din luna martie. De mere vor beneficia peste 37.000 de elevi din clasele 0-8. Nașterile și căsătoriile sunt în creștere la Mediaș. Anul trecut, în orașul de pe Târnava Mare, au venit pe lume 918 copii, cu 38 mai mulți față de 2011. În ceea ce privește numărul deceselor, acesta a crescut, fiind înregistrate 645 de decese, față de 612 câte au fost în anul 2011. Tot în creștere față de anul precedent se află și numărul căsătoriilor, anul trecut fiind înregistrate 306, cu 14 căsătorii mai mult față de câte au fost oficiate de către ofițerul de stare civilă în anul 2011.